acum. Doamna Beatriz Chiselev, dacă dorește să ne spună câteva cuvinte. Vreau să-i mulțumesc pentru actul poetic pe care îl face, în general. Tocmai vorbeam cu domnul Ștefan mai înainte că poezia lui Ion Raciu este o îmbinare foarte bună și interesantă între realism, între poezia clasică și modernism. Știe să strecoare modernismul de așa manieră încât rămâne clasic. Desigur, timpul și iubirea au fost dintotdeauna, cred că de când a început omul să aibă rațiune, a fost o preocupare pentru om și în speță pentru poeți și scriitori. Dar Ion Raciu știe să pună această în valoare noțiunea de clipă cu noțiunea de Dumnezeu și de existență. Foarte frumos, toate sunt. Este un omagiu adus clipei volumul respectiv. Pe lângă că îmi place în general Ion Raciu, ăsta mi-a plăcut în mod deosebit. Îl felicit încă o dată. Mulțumim frumos! Înainte de a-l asculta pe părintele Gheorghe, încă vă propun încă un moment muzical cu Ștefan și temperamental. Temperamental. Sigur. Nu funcționează microfonul. Deci mai avem încă un surpriză a serii. Iar da, iar am murit instalat. Hai că poate știți ce fac. Vă mergem cu camera. Este un cântec în numele lui Iisus și pentru Iisus. N-ai lumea asemănare, trandafirul e sublim. Nu există crin sub soare, cum e Domnul meu divin. N-ai în lumea asemănare, trandafirul e sublim. Nu există crin sub soare, cum e Domnul meu divin. Ești trandafirul din Saron, nu-i crin mai minunat, trandafir să se compare cu al nostru împărat. Ai rămas
trebuie băbăt. Ești trandafirul din Sarum, ești crinul alb imaculat, singura floare ce mană, parfumul cel mai minunat. Vreau să vă spun doar două cuvinte. Din tot ce am ascultat aici, din modul în care au fost accentuate niște aspecte care îl vizează pe poetul Ioan Rasiu ca om și creator de poezie de foarte bună calitate, eu am ajuns la concluzia că domnul Ioan Rasiu, poetul Ioan Rasiu, nu aparține acestei lumi. Și atunci m-am întrebat cărei lume aparține. Și am ajuns la Eminescu. El face parte din acea lume care credea în basme și vorbea în poezii. Asta este Ion Rasiu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Surpriza serii Ovidiu Oană Pârâu. Și le-ai stricat seara. Despre Ion Rasiu n-o să vă spun ca poet, pentru că știți fiecare. Și am văzut că unii știu mai mult decât el chiar despre poezia lui. Acum 11 ani parcă ne-am întâlnit. Cam așa. O să vă spun despre omul Ion Rasiu. Încercați să vi-l imaginați fără cuvânt. Pentru că în spatele cuvântului sau suportul cuvântului este omul. Un tip pe care l-am văzut cu simpatie, dar și cu reticență în același timp, ca pe cel care, ca pe nou cunoscutul, spre căruia inevitabil ai niște rezerve, dincolo de o simpatie firească sau nefirească. Și au trecut ceva ani de atunci, ia câte sunt 11 ani, și aș vrea să subliniez un prim merit al lui Ion Rasiu, urmărindu-l în toți acești ani și în tot acest timp, capacitatea de a ține aproape oameni. Chiar dacă unii astăzi lipsesc dintre ei din motive obiective, alții au fost obiectivați de însuși timp, de n-au putut să mai ajungă. Data viitoare. Vor face. Ne întâlnim dincolo, toți. Ion Rasiu a știut să adune lângă el oameni foarte feluriți și să-i reunească în jurul nu atât al poeziei, ci al cuvântului, care poate exprima și căldură și interes. Asta e o primă constatare în 11 ani. L-am văzut mai sporovăind în afara întâlnirilor de cenaclu și am găsit în el un tată. Sigur, și-a făcut și acest, cum să-i zic eu, rol. Dar sună prost rol. Chiar de departe, plecat fiind așa cum ați auzit, ca ofițer în slujba nației, a reușit să-și ducă familia până la împlinire, așa cum a vrut fiecare dintre copiii lui. A reușit și reușește să fie și soț. A făcut și o profesie deloc ușoară, într-un mod profesional, și mai face ceva. Ion Rasiu se uită cu interes către cei care vin. Și nu o face privind de pe un piedestal pe care văd că tot îmbrâncesc unii așa, să ridice undeva, să nu mai fie tangibil. Lăsați-l pom să stea pe pământ aici între noi, că așa de bine. O să aibă timp clipa să-l facă de neatins altă dată. Deci încearcă să uite către
cei care vin din urmă cu interes îi ajută și ăsta e mare lucru. Am văzut în același timp și cu aceleași ocazii oameni care se străduie să dea din coate, nu o spun cu reproș, doar ca o comparație. Pentru că a te dărui și în acest fel înseamnă mult. Să simți cândva, când îți lipsește curajul în fața unui grup de, să zicem, pricepuți ai cuvântului, să primești o mână de ajutor. Eu mă număr între aceste exemple, nu ca și mai tânăr. De fapt, am numai 20 de ani, dar mi-a plăcut și am împlinit de 3 ori. Eu n-ați m-a pus pe gânduri, am participat și participam la cenaclul, eu nu-s poet, n-am. Din țara Făgărașului vine Ovidiu. Și participam la cenaclurile lui, mai multe sunt cenacluri la care ne-am... Apropo, o mică paranteză, astăzi este ședința de cenaclu cu numărul 596, a cenaclului Orfeon. Deci mai avem puțin și... Ajungem la o cifră rotundă. Da. Deci, m-a văzându-i, auzindu-i discutând, m-am cam clătinat și clătinarea mea a durat 10 ani până să încep să povestesc lumii. Și o spun cu seriozitate, era și frumos, dar era și ca un semn de exclamare. Concentrarea cuvintelor lui, mesajul, te făceau să ai grijă dacă pășești sau nu pășești. Pentru că a păși în lumea literară este un... Poate fi un act sinucigaș sau poate să fie un pas oarecare. Depinde cum te înțelegi în primul rând. Deci zic așa, nu poetului numai, ci omului Ion Rațiu și prietenului Ion Rațiu, aniversăm 11 ani de la prima întâlnire. Mulțumesc, Ioane! Succes până la 600 de cenacluri, da, și mai vedem după aia, ne mai vedem. Părinte, sunteți de serviciu. Să încheiați Înainte de a vorbi părintele Gheorghe Neagoe, să spună și autorul. Vreau să vă spun, o să vorbesc după dânsul. Vreau să vă spun că trăim un moment deosebit. A reușit, că dânsul e foarte solicitat, vedeți, să rămână până la sfârșitul acestui program, să-i spunem. Dar nu numai faptul că a reușit să rămână în mijlocul nostru. A reușit să rămână acolo unde este locul celor care îl slujesc pe Dumnezeu și biserica. La modul general vorbim, că nu... Este un om deosebit. Nu numai pentru că știe să prețuiască valorile și în special valorile literare, dar ca om este deosebit. Pentru că face firească această legătură indisolubilă între cult și cultură. Ar trebui ca exemplul dânsului să fie urmat de cât mai mulți. Și atunci să știți că s-a răzgudui destul de puternic acest pământ, care nu va duce niciodată lipsă de valori. Vedeți, numai câteva s-au exprimat în mijlocul nostru și le-am simțit cum lucrează, cum își rostesc valoarea. Dânsul face niște activități unde apropie oamenii de biserică și la rândul nostru, cel puțin eu, îmi doresc de fiecare dată ca dânsul și alții. Astăzi ar mai fi trebuit să fie doi părinți preoți în mijlocul nostru, dar unul e răcit, cobză, n-a putut să ajungă, iar celălalt, care mi-e vecin de bloc,
Cred că din motive obiective, știți că slujește până județul Ialomița, probabil că n-a putut să ajungă astăzi aici. Părinte, vă mulțumesc în mod deosebit pentru prezența dumneavoastră și aveți cuvântul. Vă mulțumesc din suflet pentru aceste cuvinte frumoase pe care le-a spus despre mine, dar nu le merit. Aș vrea să vă felicit în mod personal pentru această carte excepțională a domniei voastre, a poetului Ion Rațiu. Aș vrea să-i felicit pe toți cei ce ați vorbit atât de frumos despre poetul Ion Rațiu și ați avut bucuria să o cunoașteți de mult timp. Extraordinar. Dar eu mi-aduc aminte că îl cunosc pe poetul Ion Rațiu de 6 luni și consider că îl cunosc de o viață. În primul rând, poetul Ion Rațiu este înzestrat de Dumnezeu cu cele 3 virtuții teologice. Atenție! Credința, nădejdea și dragostea și cu alte virtuții, bineînțeles, bunătatea, sinceritatea și mai ales înțelepciunea. Mi-aduc aminte că dacă în luna noiembrie era la Calderon, unde consider că a fost prima mea ieșire și va rămâne tot timpul aici, în sufletul meu, unde l-am și cunoscut pe marele poet Ion Rațiu și unde m-a și invitat ca să particip la Clubul Seniorilor, dacă nu greșesc, pe 10 decembrie 2016, la comemorarea lui Ion Rotaru, marele istoric, literar, știți cu toții, îl cunoașteți mai bine decât mine. Și consider că, de fapt, m-am renăscut aici. Pentru că, domnule voastre, m-ați rugat să dau binecuvântarea pentru acel moment extraordinar și am dat acea binecuvântare pentru că sunt preot, reprezint Biserica Ortodoxă Română și am zis cu toții Tatăl nostru și am cântat Hristos a înviat. Și atunci, un gând de la Dumnezeu, știți că v-am și spus, vom face pomenirea la Biserica Miron Patriarhul, ctitorită de Regina Maria, în mod special pentru acest scriitor, critic, Ion Rotaru. Ceea ce Bunul Dumnezeu ne-a și dăruit pe data de 22 ianuarie, știți cu toții care ați participat, am făcut acea pomenire. Dar vreau să vă spun că sunt și emoționat acum, emoțiile pentru mine sunt rare, dar vă mărturisesc că mă simt atât de bine în mijlocul domnilor voastre, îl apreciez pe Domnul care a și spus, eu nu sunt poet scriitor, așa spun și eu, nu sunt poet scriitor, sunt un simplu preot. Dacă îmi permiteți, răspund această carte extraordinară, la pagina 104, poetul Ion Rațiu a creat această poezie
Credință se numește, citesc după cum mă pricep, la Sfintele Evanghelii mă pricep, la cântat mă pricep, nu știu dacă la a recita mă pricep. Cât aș iubi noapte și zi, nici ploaia nu s-ar mai opri. Până zâmbetul va trece, clipa nu rămâne rece. Cât aș iubi la sol fa si, nici ploaia nu s-ar mai opri. Sărute fluturii din zori, cate privirile cu flori, cât aș iubi zi, noapte, zi, nici ploaia nu s-ar mai opri. Vă mulțumesc din suflet! Acum, să fiu sincer, după doamna Paula, care este în sufletul meu permanent, urmează... Mulțumesc frumos! Domnul poet Ioan Raciu și dumneavoastră și cei prezenți și cei care nu sunteți prezenți din anumite motive personale. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Multă sănătate! Auziți, îmi dați cuvântul. Ce să vă spun? Așa se obișnuiește.